În materie de manicură, după o iarnă, zic eu, destul de lungă, așa, clientele noastre, în general, doresc niște culori calde, să simțim venirea primăverii, așa, în general, se poartă frenciu, tot felul de modele, floricele, deci culori cât de vii. Tineretul, în general, pentru ocazii, doresc și extensii, deci unghiile acelea tehnice. Bineînțeles, în diferite nuanțe, în diferite forme. Deci, majoritatea clientelor, pentru că avem cliente și de vârsta a doua sau chiar a treia, așa, deci doresc manicura clasică. Bine, sunt și cliente tinere, mă refer la studente, eleve chiar, care își doresc unghiile acelea tehnice, cu condiția, bineînțeles, să se respecte în primul rând pe ele, asta ce înseamnă, să vină la timp, la completarea cu gel și pentru a avea o mână îngrijită, deci trebuie să vină cel puțin 2-3 săptămâni, depinde de fiecare client în parte, cât de repede îi crește lungimea. Dar, în general, clientele clujence se îngrijesc și arată bine. Deci le place întotdeauna să aibă o mână îngrijită și o mână care arată bine întotdeauna. E foarte important ce mi-a spus. Ați vorbit de îngrijire puțin, mai ales atunci a venit primăvara, după o iarnă grea, după frig. Mâinile au fost expuse la tot felul de temperaturi. Exact. Trebuie să ținem cont neapărat de faptul că fiind niște temperaturi foarte scăzute, pielea n-a fost hidratată suficient, deci de-aia recomand clientelor de câte ori au ocazia, deci să folosească o cremă hidratantă pentru mâini și nu numai pentru mâini, deci în general la tot corpul, deci eu știu de pe propria mea piele, având și o lipsă foarte mare de vitamine, deci recomand clientelor hidratarea mâinilor și a pielii în general, pentru că este foarte, foarte bine și foarte sănătos și arată un alt aspect, are o mână care zilnic este cremuită și îngrijită. Ne aflăm în pragul primăverii, se apropie 8 martie, mai sunt 2-3 zile. Cum se pregătesc clientele? Văd că cererea este foarte, foarte mare. Se vedea în clientele mare în ziua zilelor de 8 martie, pentru că femeile din Cluj-Napoca întotdeauna au fost îngrijite și niciodată n-a lăsat pe locul 2. Iar nu numai atât că se îngrijesc ca și coafură, ci vin și pentru acele tratamente, după ieșirea din iarnă, hibernarea, alimentația altfel decât primăvara-vara. Sigur că trecerea de la un anotimp la altul este mult mai greu și mai ales acum și cu fronturile atmosferice avem un pic de dificultăți. Dar venind în urmă firmele care ne ajută cu acele produse pentru tratamentele de păr atât la contracăderii cât a părului gras, care a fost sub căciulă, care a acumulat mai mult sebum decât era înainte, sigur că deja aici le ajutăm. Plus de asta, în concomitent cu ajutorul nostru, tratamentele care le facem la firul de păr, trebuie și clienta să ne ajute cu partea digestivă și alimentația. Dacă nu merg concomitent, numai singur noi nu putem, pentru că aceste două lucruri merg mână-mână. Și plus mai avem încă factorul de risc care îl avem, care am spus, este frontul atmosferic care ăla nu-l putem întreba cum este. În ceea ce privește alimentația, acum primăvara, lumea începe să mănânce mai multe fructe de obicei, fructe, legume proaspete și chiar e recomandat. Cât de mult influențează acest lucru firul de păr și aspectul exterior al fructelor? Acum depinde și ce fructe, pentru că încă fructele naturale a noastră încă nu au apărut pe piață. Eu mai degrabă aș recomanda verdețurile, salata, spanacul, care, bine, cele sunt așa, dar totuși nu sunt atât de hidratate, trebuie pline de, eu nu pot să zic nimic, pentru că n-am văzut. Dar numai, eu așa că mai multe chili care are vitamina C și bun și pentru factorii de răceală, care ne ajută foarte mult. Așa că eu mai degrabă aici aș merge, banana care este cea care rămâne
vitamina A, care ne ajută iarăși foarte mult. Și din fructe, așa, și avem ananasul, care e iarăși foarte bun, pumelo, iarăși, e foarte bun pentru aceste... Deocamdată, astea sunt fructele de trecere de la iarnă la primăvară, iar la primăvară, pe vară, vin. Așa, produsele de styling în perioada iernii afectează mai mult combinate cu aerul rece și umezeala decât în mod normal pe parcursul iarnii? Nu, dacă nu faci abuz de ele, nu. Nu, că n-au de ce, pentru că componența materialului din partea de styling este de așa natură încât protejează firul de păr. Este o protecție, ca o peliculă, care protejează, închide cuticula, deschide cuticula, atunci când e deschisă, noi venim cu protectorul de a închide cuticula și așa că nu avem. Ce ar trebui să facă, practic, pentru a avea un păr sănătos și frumos acum primăvara? Să se ocupe mai mult de el, dar întrucât noi suntem acum, în ultima vreme, suntem cam pe locul 3, nu suntem chiar ultimul loc, dar pe locul 3 suntem. De fapt, noi și știm că perioada aceasta este mai slabă, dar dacă soarele își scoate dinții și clienta își aruncă cojoacele, își ia altceva din dulap, ce-i mai vesel, nu-i mai tristă, are carismă și altfel este. Putem începe cu tăiatul firelor, tăiatul vârfurilor? Asta nu neapărat numai primăvara. Asta este, de exemplu aici, exemplu viu, care am întrebat-o, când ți-a crescut atât de tare părul? Eu nu mai întreb când se tunde, pentru că știu perioada de tuns. Din două în două luni, asta este cine își păstrează această lungime. Cine își păstrează lungimea peste umeri, acolo tot așa, două, trei luni, curățirea vârfurilor pentru a... pentru că firul de păr cum este închis și începe să se desfice ca o ramură, ca o creangă, sigur că ăla e închis și nu respiră. Bine, noi curățim vârfurile, tăiem, punem tratamentele și atunci sigur că ajutăm mult părul.